SIZ, stagiunea estivală a artelor spectacolului, organizată de Teatrul de Stat din Constanța, iată, se află la undeva la jumătatea drumului. Luna iulie și luna august încărcate cu spectacole pentru toate gusturile. Rămâneți cu noi! Iubiții mei constanțeni, și nu numai, vă invităm la teatru. Un spectacol excelent, un spectacol care s-a jucat, a avut premiera pe scena Teatrului Constanțean și care, iată, acum are posibilitatea să vină iarăși în fața dumneavoastră. Grăbiți-vă să vă luați bilete, nu știu dacă mai sunt, pentru că nu știm când se va mai putea juca, având în vedere situația teatrului care este în renovare. Vom discuta despre acest spectacol și despre teatru în general cu colegul meu și domn profesor, mi-a fost și profesor, actorul Liviu Manolache. Livache, bine ai venit! Mai bine v-am găsit! Da. O vară plină la... E plină, Grăbina. Da, e plină și e foarte bine că este plină. Chiar Constanța merită să fie și mai plină decât este. Sunt spectacole de toate formele și asta este foarte bine. Mai sunt și colegii de la operă care și ei au și asta îi dă, ridică valoarea orașului din ce în ce mai mult. Dar ne trebuia. E un paradox, știi, că avem Constanța plină, Mamaia mai puțin plină spre goală. Acum a început să miște ceva. E treaba lor. E treaba lor, nu pentru că acolo... Păi da, pe acolo nu mai există nicio sală de teatru. Da. Și așa că... Exact. Iată evenimente de care avem nevoie și care devin chiar punct de atracție turistică. Sigur că da. Sigur. Am văzut câteva spectacole reușite. Am văzut că lumea vine din ce în ce mai mult la aceste spectacole de s-a ajuns să fie sala plină. În condițiile în care sălile sunt destul de mari, în raport cu sălile pe care noi le avem, le-am avut și le vom avea. Practic s-a dublat la ce avea Teatrul de Stat, sala Fantasio. Aici ne ducem către, bate ușor așa, 400 de spectatori și peste. Trebuie să le spun celor care ne urmăresc că spectacolele au loc la Grădina de Vară Soveja și în parcul de la primărie, pe scena. Da, adică lângă molul Constanțean și este una dintre sălile construite special pentru Teatru Fantasio la vremea când a fost construită, iar acum ne aparține și ne bucurăm de ea, încercăm să o punem în valoare într-un spațiu care merită cu toate, cu absolut de jur împrejur, merită cu mult mai mult, punere în valoare. Acum hai să vorbim despre un spectacol care de la premieră și până când teatru a intrat în reparațiile acelea, s-a jucat mereu cu casa închisă. Știu pentru că primeam telefoane de la spectatori, de la cunoscuți, de la prieteni, zice, vreau și eu două locuri, vreau și eu patru locuri. Zic, la ce spectacol? La cea mai frumoasă soție. Zic, îmi pare rău, data viitoare, grăbiți-vă. Soție cine poate. Soție. Hai să vorbim despre acest spectacol. Este un spectacol conceput de domnul Ranin, Mecranin, care este directorul teatrului din Târgoviște. Un regizor și un scenograf foarte cunoscut și care a venit la Constanța să ne pună în valoare acest text al lui Labiș. Este un text foarte frumos, e un text de, să-i spun, de vodevil, comedia de l'arte, este o combinație de stiluri și după cum se poate vedea în spectacol, el a folosit și costumul ca și modalitate de expresie, mai ales pentru cei doi protagoniști care sunt într-o chinuială permanentă cu un costum extraordinar de gros. Oh, o să fie bine cu căldura asta. Cum... Cu pături, adică un costum care iese din tiparul personajelor, pentru că asta și-a dorit regizor. Acum, Liviu, e bine în caniculă să joci cu costumele. Sigur că da, de-abia aștept 2-3 kg seara să mă întâlnesc cu păturile și cu burțile. Bine,
care sunt puse pe noi. Vă ajută că nu vă înțeapăți în țară. Sigur. Efortul merită pentru că lumea se bucură la spectacol. Este o comedie spumoasă, este o comedie de moravuri și care aduce așa un anume parfum al unei epoci de care trebuie să ne amintim și trebuie să ne amintim de bucuria teatrului. Pentru că teatrul, în primul rând, indiferent de formă, înseamnă bucurie. Și alături de colegii mei pe scenă încercăm să dăm valoare textului și totodată să-l precedăm ca o posibilă viață într-o formă ușor ironică. Deci garanția hohotelor de râs există, pentru că există, deja există. Aveți exercițiul de pe scenă, v-ați întâlnit deja de multe ori cu spectatorii. Sigur, eu pot formula. Să spun că am emoții foarte mari pentru joi, pentru că este un spectacol reluat după 2 ani și jumătate. Pentru că ne-am întâlnit cu acest spațiu al teatrului de vară din Soveja. S-a schimbat toată geometria spectacolului, nu? Putem să-l jucăm, pentru că nu putem în sălița mică, nu aveam cum să-l jucăm, a fost pandemia. De asta le și spun spectatorilor, grăbiți-vă să mai luați bilete, dacă mai sunt, nu știu, la momentul în care vă vorbim noi acum, pentru că iată, aveți posibilitatea după 2 ani și jumătate să vedeți acest spectacol care nu se poate juca pe scena mică. Au mai fost și mai urmează încă o reprezentație cu Goi Pușcă, la fel, o montare, o producție mare. O producție mare și aici este la fel. Vă invităm la teatru să vă întâlniți cu cea mai frumoasă soție. E soție, cea mai sigur că da, cea mai frumoasă soție. Sigur, e un pretext pentru o acțiune așa de moravuri, dar este totodată este și bucuria noastră de a juca acest stil de teatru. Pentru că este un stil de teatru, a juca în genul comediei de la arte, în genul vodevilului, într-o epocă modernă, într-o epocă în care totul este foarte concret. Da, noi venim cu această poezie și această formă de a vorbi și de a rosti pe scenă. Este o plăcere să joci astfel de texte și totodată trebuie să spun că teatrul nostru de-abia așteaptă să se întâlnească cu publicul, pentru că sunt spectacole care noi nu le putem alminteri de ani de zile, nu le putem juca. Din cauza condițiilor de renovare a teatrului și de această mai sală. Despre renovare? În ce stadiu? Nu știu în ce stadiu se află renovarea teatrului, fostului Teatru Fantazio, teatrului dramatic, nici nu mai știu cum să-l numesc. Dar, mă rog, nu contează. Este un spațiu în care noi, ca actori, ne facem datoria către oraș, către constanțeni. Și asta este foarte important pentru noi, să ai locul în care să-ți desfășori ceea ce orașul are nevoie. Artă, cultură, demnitate și formă de existență. Perfect. Acum, dincolo de invitația pe care deja am adresat-o celor care ne urmăresc, aceea de a veni la teatru, ai fost acolo, ai văzut spectacole. Care este reacția spectatorilor? Reacția e foarte bună. De-aia am și spus că din seară în seară, de la spațiu la spațiu, că sunt două spații, este spațiul de la primărie în Parcul Arheologic și Teatrul de Vară Soveja, din seară în seară îi vin mai mulți, mai mulți, mai mulți. Asta înseamnă că publicul din Constanța, și nu numai, pentru că sunt și turiști, bănuiesc, își doresc să vină către cultura reală. Cultura reală este cea care se întâmplă în ochii tăi, în fața ta, în momentul acela. Pe care o simți, da, direct. Sigur că există și cultura TV și cultura filmului și așa mai departe. Dar teatrul se întâmplă sub ochii tăi, în fața ta, în momentul acela. Un actor într-o seară poate să fie într-o formă, într-o altă seară poate să fie în altă formă, descoperi lucruri noi. De exemplu, desculți în parc. Da? Îl avem pe data de 13 august, tot în cadrul acestui bine stagiu. Asta era următoarea întrebare. Pe Liviu Manolache îl vedem în Cea mai frumoasă soție. L-am văzut deja în Desculț în parc. Da? Da, ai mai multe spectacole pe care... Sigur, și îl avem la Parcul Arheologic de data aceasta, ultima reprezentație din această stagiune estivală. Și este o bucurie de fiecare dată. Sunt spectatori care l-au văzut de câte 3 ori.
și care așteaptă anumite scene cu bucuria de a ne redescoperi. Te-a vedea ceva nou în acea scenă. Da. Pe care... Și le-am promis spectatorilor că le voi oferi o nouă rețetă despre cnici. Cnici este o mâncare inventată de autorul american, dar pe care eu o reinventez la fiecare spectacol. Bine, acum, având în vedere faptul că nu prea mai mănânci cum mâncai înainte, te joci cu bucurie. Da, nu contează. Se răscolesc așa papilele gustative. Da, când... da, da. E o bucurie să jucăm și o bucurie să-i vedem pe oameni și pe constanțeni că vin la spectacole. Pentru că asta le trezește ceea ce au nevoie. Dorința de a fi împreună într-un spațiu cultural. Și asta e lucru deosebit pentru orice comunitate. Orice comunitate, chiar și cei din comune. Da? După câte știu, există planuri în anumite comune din Constanța unde să-și facă și grădini pentru vară. Da? Unde să-și poată face anumite activități, unde se pot întâlni oamenii să asiste la concerte, la spectacole. Este foarte bine. Oamenii au nevoie de această întâlnire, au nevoie să își desfacă, cum să spun, conținutul lor ce stă într-o casă, într-un apartament, închis în fața unui televizor și să vină aici, să se deschidă față de unul față de celălalt și mai ales în fața unui act de cultură. Perfect, un mod de socializare directă, bucurându-te și de cultură. Oameni buni, iată, invitație la teatru, mai e o lună. Și în luna august mai se avem, vor petrece avem, da, aceste evenimente. SEAS, stagiunea estivală a artelor spectacolului. Există un site unde puteți să găsiți programul. Și există bilete. O pagină de Facebook. Există emisiunile noastre prin care puteți afla ce se întâmplă frumos acolo. Mulțumesc, Liviu Manolache. Sigur, sunt foarte multe de spus și eu vă mulțumesc. Îi aștept pe telespectatorii voștri și îi aștept pe spectatorii constanțeni să vină către instituțiile de cultură să le dea valoare. Acum vreau să-ți adresez o invitație, e o surpriză. La finalul acestei stagiuni estivale, undeva prin toamnă, am să te invit tot aici, pe această canapea, să facem o emisiune, o discuție cu Liviu Manolache, actorul, profesorul, compozitorul, artistul Liviu Manolache. Vai, să stăm la taifasuri așa. Cu mare drag. Vii în septembrie? Absolut. Facem o emisiune. Absolut. Să vorbim despre tot ce a fost cultură în orașul Constanța, despre transformările pe care le-a suferit, despre lupta pentru supraviețuire și iată și de ce dorința. Trebuie făcut să ne revenim. Ce trebuie făcut să ne revenim. Da. Mulțumesc, Liviu. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc, oameni buni. Vă invităm la teatru. Iată, SEAS, stagiunea estivală a artelor spectacolului, Grădina de Vară Soveja, parcul de la arheologic de la primărie, urmăriți programul. Eu vă spun acum deocamdată, la bună revedere pe data viitoare.